Zi frumoasă de toamnă și nu numai sâmbătă la Vitomirești de ziua localității. Manifestările prilejuite de acest eveniment au debutat cu întâlnirea cu fiii satului. Mulți dintre cei răspândiți prin țară au revenit acasă de ziua localității pentru a fi alături de rudele rămase în sat și de autorități. Cu toții au asistat la prezentarea investițiilor realizate sau în curs de implementare. O parte dintre ei a oferit idei și sfaturi celor din fruntea comunității pentru a reuși să transforme mica localitate dintre dealuri într-o comună frumoasă care oferă condiții moderne de trai. Încercăm să reabilităm prin construirea unei șarpante și, bineînțeles, după ce îi facem acoperișul, să ne apucăm și de renovare. Talentul oamenilor acestor locuri a fost reliefat din plin de elevii școlii din localitate, care au prezentat participanților un scurt moment artistic. Efortul lor a fost răsplătit de edilul comunei în numele administrației locale cu mici atenții. Vă mulțumim pentru participare și la premiu. Cine are, cine nu schimbă cum acasă, după cum mai este cazul. Ca de fiecare dată, autoritățile și sătenii și-au adus un pios aminte de cei care prin jertfa lor au contribuit la istoria acestui popor. În memoria lor, un sobor de preoți a ținut un tedeum chiar la monumentul care le-a fost dedicat. Tuturor credincioșilor să le dăruiască sănătate. Înainte de a da drumul distracției, edilul comunei i-a premiat pe cei mai tineri și cei mai vârstnici locuitori, dar și cuplurile care pot oricând constitui un exemplu de urmat de către tânăra generație în materie de toleranță, înțelegere și iubire. Autoritățile i-au premiat și pe cei mai buni elevi care au trecut cu bine de examenele naționale. Bursa de aur, 90 de ani, se acordă doamnei Puiu Niculina cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani. Sănătate, la mulți ani! O sărbătoare frumoasă, lume multă, toate bune, distracție la maxim. Responsabili cu întreținerea atmosferei de sărbătoare au fost artiștii ansamblului profesionist Dunea Oltului și cunoscutul artist Marius Măgureanu. În semn de apreciere, la eveniment a luat parte și o serie de reprezentanți ai administrației județene și centrale, în frunte cu președintele CJ Olt Marius Oprescu și deputatul Marius Iancu. Venim pe fiecare an cu mare plăcere la Vitomirești. E o tradiție aici, se păstrează ziua localității, vin toți oamenii fiii satului, vin acasă. Participăm de fiecare dată și suntem alături de primarul Robert Rote. Am văzut în această minunată zi de toamnă oameni bucuroși, oameni fericiți, oameni care se distrau. Pentru asta îl felicit pe primarul Robert Rotea, felicit Consiliul Local pentru organizarea unor astfel de evenimente. Le urez la mulți ani locuitorilor din Vitomirești, multă distracție în continuare și Doamne ajută! În numele administrației locale, primarul Robert Rotea le-a promis locuitorilor că va ține cont de dorința lor de a petrece de ziua comunei și va organiza această sărbătoare an de an.